Astăzi la rafineria Petromidia s-a petrecut o tragedie. Un om a murit și alți patru au fost răniți. Datorită profesionalismului pompierilor militari și a pompierilor rafineriei, această tragedie nu s-a transformat într-o catastrofă. Le mulțumesc și felicit pe toți cei care, iată, au făcut posibil ca la 8 minute de la primirea apelului să fie prezenți aici. În mai puțin de o oră, în jurul orei 13 și 15 minute, incendiu a fost localizat, iar acum vă pot confirma că la ora 15 incendiu a fost lichidat. Detalii despre intervenție, forțele mobilizate, vi le va da secretarul de stat Arafat, respectiv domnul general Diamandi. De asemenea, reprezentantul companiei prezent alături de noi vă va da detalii tehnice cu privire la instalația la care s-a produs acest incendiu. Domnule doctor, vă rog. Mulțumesc mult, domnule ministru. Deci, apelul a fost la 12 și 16 minute. Noi am fost informați, fiind în județ cu domnul ministru și fiind la Cernavodă chiar, am fost informați de ce s-a întâmplat. Forțele au ajuns în 8 minute. S-a anunțat că este explozie cu incendiu, posibile victime. La acest moment avem un ars 45%, un ars 25%, doi răniți ușor și, din păcate, un decedat. Deci asta este bilanțul final. S-au deplasat forțele. În primul rând, prima parte al intervenției au realizat-o colegii de la pompierii local, ai Petromidiei. Imediat au ajuns pompierii din Constanța. Între timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a mobilizat forțe de la Tulcea, Călăraș și Brăila, care au ajuns toți aici și care au asistat la lichidarea incendiului. Era nevoie să fie înconjurat incendiul respectiv și, cum se spune în limbajul colegilor de la pompieri, atacat din toate părțile în același moment. Și acest lucru s-a întâmplat folosind și substanțe spumogene și a fost lichidat, cum a zis domnul ministru, în jurul orei 15. Și mai multe detalii, ce forțe au venit, cine s-a deplasat, și aici pot să spun că au participat și echipaje de la răspuns la incendii, echipaje SMURD și echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță. O să-l rog pe domnul general. La Floreasca, în capitală. Rănitul grav a fost luat cu elicopterul SMURD din zona de aici și dus la Spitalul Județean, ceilalți cu ambulanțele SMURD-ului Serviciului de Ambulanță și acum urmează să se stabilească destinația unde va fi dus cei doi arși, de fapt, unde vor fi duși după ce sunt stabilizați. Domnule general, o să dau domnului general cuvântul. Vă rog. Dați, veniți mai în față, domnule general. Haideți aici între noi. Așa, nu vă acopăr. Da, nu, stați liniștit. Vă rugăm. În acest moment există victime sau oameni dați dispăruți? Nu mai există victime sau alți dispăruți. Nu mai există. Care este numărul total al victimelor? Răniți, arși? Acum au fost spus 5. Bun, ce atunci ne puteți spune de intervenția dumneavoastră? Căldura afară, cum a fost? Intervenția a fost foarte dificilă. Cu efectivele o să-l rog pe comandantul de la Constanța să vi le transmită. Intervenția a fost foarte dificilă pentru că s-a desfășurat cu flacără deschisă. Flacăra se manifesta în aproximativ 4 focare. Temperatura era foarte ridicată, atât a mediului ambient cât și a celei create în instalație. Vă pot spune că... concluzie aveți până acum de la ce a izbucnit incendiu? Ce s-a întâmplat? Nu, deocamdată nu știm. Împreună cu reprezentanții Petromidia vom cerceta și vom vedea care a fost cauza. Persoana o explozie a fost. Persoana dispărută este persoana moartă? Despre asta vorbiți? Da, a fost găsită și era decedată. Unde a fost găsită? La ce? În cadrul instalației. Între conducte. Vă rog, poftiți dar aici domnul, ca să vă dea detalii despre instalație. Din păcate, în instalația de hidrofinare benzină, în jurul orei 12:30, așa cum am fost anunțați de dispecerat, a apărut un incendiu. Flacăra, suflu propagat, a generat încă 3 focare de care menționa și domnul general. Din nefericire, unul dintre colegi care opera în zonă a fost prins de suflu acestei explozii. În timpul intervențiilor, și aici le mulțumesc și autorităților și colegilor noștri, s-au făcut eforturi disperate de a-l găsi,
Deci au intrat echipați cu echipamente speciale de protecție împotriva focului. Într-un final am reușit să-l găsim, din păcate nu s-a mai putut face nimic. Câte persoane erau înăuntru la momentul producerii exploziilor? Nu e înăuntru, a fost afară, pe o platformă în care sunt diverse echipamente industriale. Câte persoane lucrau la acea platformă? Pe platformă, în momentul respectiv, erau 5 persoane, în zonă. Și toate cele 5 au fost rănite? Toate cele 5 au fost rănite, 2 mai ușor, 1 mediu și 1 sever. Dar ce s-a întâmplat persoana acolo? Care a decedat? De la ce s-a produs explozia asta? Ne puteți spune din la prima vedere, dar o să investigăm cu autoritățile și cu experții, a fost o conductă care s-a fisurat, nu cunoaștem detalii, a apărut flacără în zonă specific motorină, se aprinde imediat, temperaturi foarte mari. Și de la ce s-ar fi putut fisura această conductă? Noi am acționat în momentul în care avem situații de genul ăsta, se intervine cu planul de urgență, se opresc toate instalațiile, se deschid toate aerisile, se depresurizează, se deschid toate liniile de stingere incendii, sunt măsuri specifice. Imediat ce a apărut incendiu, din camera de comandă și operatorii din instalațiile respective intervin conform instrucțiunilor de lucru pentru situații de urgență. Deci se oprește tot. Știm că și în 2016 a mai avut loc un incendiu. Știați de problemele astea? Adică erau probleme? Nu e o problemă, o să investigăm și o să vedem. Nu fac legătura între incidentul din 2016 și incidentul de astăzi. Dar și să se fi confruntat cei de aici de la rafinărie, nu știu, cu probleme, sau au făcut vreun raport vreodată să semnaleze că au probleme? Suntem cu toate verificările la zi, conductele, echipamentele, au autorizațiile și ISCIR-ul, cum spunem noi. Ați anunțat și la familiile? Cât timp se fac verificările Sigur că, astea da. Aici Departamentul nostru de resurse umane a intrat imediat în contact cu toate familiile, asigurăm suport fiecăruia dintre colegii noștri și celor mai puțin afectați și celor grav. Deja am vorbit cu domnul Arafat, căutăm soluții unde să-i distribuim în țară deja sau dacă e nevoie chiar și peste hotare pentru cel mai grav. Știm că afectat. Nu avem un persoane 32, decedate. Din păcate, un băiat tânăr. Și pe calea asta transmit condoleanțe familiei. Așa, la prima mână, adică poate fi vorba de o eroare umană nu, o defecțiune tehnică? Nu e o eroare umană, cu siguranță. O să investigăm și o să vedem. Un echipament care a cedat. Câți angajați erau în total în rafinerie în momentul? E greu să cuantific. În zona de producție sunt în jur de 150 de persoane, dar sunt și servicii conexe de întreținere și așa mai departe. Toată lumea a fost evacuată? În secunda 2 se interzice accesul, toată lumea se evacuează, doar operatorii care au planuri și din camera de comandă se intervine de la distanță. Dacă s-a fisurat acea țeavă, nu există riscul să se fisureze și o alta, să se degajeze iarăși o explozie, să se producă iarăși o nenorocire? În mod normal, nu. Neplanificatele și nedoritele din nefericire. Modificări, dacă instalațiile au fost în revizie anul trecut, în luna martie-aprilie, s-au verificat absolut toate echipamentele. Câte ulterior o să verificăm. Celor care lucrează aici, având în vedere că toate cele 5 persoane. Preocuparea noastră permanentă este să asigurăm siguranța în funcționarea instalațiilor. Dacă țineți bine minte, anul trecut, când a început pandemia, singurul motiv pentru care am insistat și am efectuat operațiune de revizie a fost operarea în siguranță. Deci asta ne preocupă permanent. Din nefericire, un incident ca acesta nu poate fi... Domnule director, vă rog, domnule comandant. Vă mulțumesc. Bun, eu am o întrebare pentru dumneavoastră. Să ne spuneți câte autospeciale cu spumă are județul Constanța, dacă știți. Prima dată, vă rog foarte mult, domnul colonel, dacă puteți să dați exact forțele care au intervenit și după care răspundem la întrebări. Vă rog să veți un pic mai încolo. Da. Vă mulțumim. Deci la locul intervenției au fost concentrate 16 autospeciale de lucru cu apă și spumă, aparținând ISU Dobrogea și 4 inspectorate limitrofe, Ialomița, Călăraș, Brăila și Tulcea. De asemenea, au fost 2 autospeciale aparținând serviciului privat pentru situații de urgență și o autospecială CBRN care sprijinea misiunea de intervenție. În același timp au fost concentrate și 7 echipaje SMURD, respectiv echipajele 5 B-uri, un ATPVM și un echipaj C1. În sprijin au venit și echipaje medicale din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță.
spun, câte autospeciale? Au fost peste 110 pompieri și paramedici care au desfășurat misiunea de intervenție în cadrul platformei. Câte autospeciale cu spumă ale județul Constanța în momentul de față? ISU Dobrogea are 28 de autospeciale cu apă și spumă, operative și două în rezervă. Pompierii de la Călăraș când au ajuns la acest incendiu? Toate autospeciale au ajuns în dinamică începând cu ora cu aproximație 13:40-14. Plăcere. Noi vă mulțumim vouă, off the record, vă mulțumim pentru modul în care ați comunicat și nu am reușit să transmitem către populație un mesaj de liniștire. Am transmis RoAlert, dar vă mulțumesc din suflet pentru modul în care ați comunicat ceea ce noi v-am transmis astăzi și vă spun încă o dată ce v-am spus telefonic, fiecare aproape cu toți am vorbit, populația nu a fost nici o clipă în pericol. Cum ați întrebat mulți ce se întâmplă cu turiștii de pe litoral, nici o clipă populația, turiștii de pe litoral nu au fost astăzi în pericol. Dar de mâine încolo oamenii care lucrează aici au de ce să se teamă, domnule ministru? Vă dați seama că aceste instalații acum vor fi răcite, vor fi verificate la milimetru și sunt convins că vor fi puse în funcțiune doar în momentul în care îndeplinesc absolut toate condițiile de siguranță. Dar de ce n-am putut preîntâmpina o asemenea nenorocire? O să ne spună ancheta de ce s-a fisurat acea conductă. Vă mulțumesc. A fost prezentă și garda de mediu, am avut în permanență contact și dialog cu ei, nu a fost niciun moment pericol. S-au luat măsurători? Evident, dacă ei erau aici, ei ne dădeau asigurări că nu sunt probleme. Doar ultima știre, la final, primul ars a plecat cu elicopterul Smurt Constanța către București, la Floreasca, și elicopterul Smurt București e pe drum că să preia al doilea. Asta ce pot să vă spun. Că mai vorbim de o altă persoană dispărută? Nu, categoric nu. Nu, categoric nu. Nu. O zi frumoasă. Mulțumim frumos. Mulțumim.